Marile Mistere Evanghelia lui Iuda La Fundația Masena din Geneva se află un document excepțional, nu doar prin vechimea și raritatea lui, ci mai ales prin originea și conținutul său. Este un manuscris de o extremă fragilitate. Conservat între plăci de sticlă pentru a evita ca cea mai slabă diere să-l transforme în pulbere. Chiar și lumina este distribuită cu parcimonie: căci lumina este ea însăși un dușman al vechilor papirusuri. Este vorba despre Evanghelia lui Iuda, apostolul care l-a vândut pe Isus. Doar că ceea ce se spune în această Evanghelie, precizez de la bun început că este o Evanghelie apocrifă, nerecunoscută de biserică. Nu concorde cu versiunea celor patru Evanghelii oficiale. Manuscrisul datează din secolul 2 II sau 3 după Hristos și este scris în limba coptă. El ne spune o istorie uimitoare. Iuda, discipolul preferat al lui Isus, este descris ca cel care a fost ales de către învățător să îl trădeze. Este așadar o privire complet diferită asupra lui Iuda și a relației pe care a avut-o cu Fiul Domnului. Iuda nu este așadar cel care l-a vândut, ci prietenul cel mai apropiat, căruia i s-a încredințat misiunea cea mai dificilă: aceea de a-și asuma pentru eternitate rolul trădătorului, fără de care însă profețiile nu s-ar fi putut împlini. Să vedem mai întâi ce înseamnă Evanghelia apocrifă. Cuvântul vine din greacă, apocrifon, și înseamnă secret, ascuns. Dar cuvântul este folosit și într-un sens negativ, în special de către părinții bisericii, respectiv ceva ce nu este autentic. Cei care au scris textele Evangheliilor apocrife susțineau însă că sunt texte ascunse care nu pot fi revelate decât unei elite. În acest secol II după Hristos, peisajul creștinismului este multiform, extrem de diversificat, și fiecare grup religios se revendică drept deținătorul adevărului, al revelației, fără să intre neapărat în contradicție cu alte grupuri din alte comunități geografice. Dar despre gnoze și celelalte evanghelii gnostice, ca și despre comunitățile primilor creștini, voi vorbi într-un alt episod. Existența Evangheliei lui Iuda era cunoscută, însă nimeni, până în anii 70, n-a văzut manuscrisul iar afacerea Evangheliei lui Iuda, ca să o numim așa, va fi dezvăluită publicului larg abia în 2006 de către un jurnalist de la National Geographic, care publică Evanghelia pierdută, o carte în care incredibila peripeția manuscrisului va fi relatată în detaliu. În 1978, într-un sătuc pe nume Carara din deșertul egiptean, câțiva țărani dau cu totul din întâmplare peste un mormânt săpat în stâncă. Zac aici urmele unor schelete și câteva papirusuri. Egiptul este o sursă inepuizabilă pentru istorici și toți cei care trec pe aici, localnici, vizitatori sau arheologi, speră să dea într-o zi peste comori inestimabile. Nu se caută diamante, se caută papirusuri. Sătenii noștri contactează imediat un anticar din Cairo. Acesta cumpără manuscrisele, dar deocamdată nimeni nu știe că printre acestea se află celebra Evanghelie a lui Iuda. De altfel, anticarul încearcă la rândul său să vândă manuscrisele fără succes. La începutul anilor 80, anticarul este victima unui jaf și papirusurile sunt furate. Vor fi regăsite în 1982 și restituite proprietarului, care decide să le pună totuși la dăpost în seiful unei bănci din Geneva. Primul eventual client este un profesor de la o universitate din Michigan, care, văzând câteva fotografii ale prețiosului document, decide să le studieze mai îndeaproape și, deci, încearcă să le cumpere prin intermediul universității. O întâlnire este fixată cu proprietarul la un hotel din Geneva în 1983. Profesorul este însoțit de doi colegi, între care un coptolog, cel mai mare specialist în decriptarea scrierilor vechi. Din păcate, nu vor dispune de suficient timp pentru a citi manuscrisul, care le este prezentat doar pentru câteva minute și nu-și dau seama imediat că este vorba despre Evanghelia lui Iuda. Sunt totuși convinși de marea valoare a acestuia, doar că anticarul cere o sumă enormă, 3 milioane de dolari, în timp ce echipa de la Michigan nu are la dispoziție decât 300 de mii de dolari și, deci, tranzacția nu va putea fi făcută. Manuscrisul se întoarce așadar în seiful băncii elvețiene, iar proprietarul la el acasă în Egipt. Un an mai târziu, proprietarul manuscrisului pleacă în Statele Unite în speranța să vândă totuși aceste documente, măcar pentru un milion de dolari. Un prim potențial cumpărător, un anticar din New Jersey nu cade la preț, deci prețiosul document se întoarce în seiful unei bănci, de această dată la New York, unde va rămâne închis timp de 16 ani. Dar ce înseamnă 16 ani față de 17 secole? Din păcate, aerul New Yorkului nu este comparabil cu aerul deșertului. Și, din cauza umidității, cei 16 ani vor face pagube ireparabile asupra manuscrisului. Abia în 1999, o anticară din Zurich, Frida Chacos, primește un telefon din partea cuiva care îi propune să cumpere un manuscris foarte rar. Frida nu este o persoană oarecare. Ea cunoaște istoria papirusului și este foarte interesată. Se duce așadar în Egipt să-l întâlnească pe proprietar, iar tranzacția are loc în aprilie 2000 la New York. Frida cumpără lotul întreg pentru suma de 300.000 de dolari. Este suma care îi fusese propusă și de Universitatea din Michigan și, dacă n-ar fi fost atât de gurmand, ar fi putut salva manuscrisul la timp de la degradare. Acum nu mai este decât un puzzle în mii de bucăți. În fine, nu totul este pierdut. Frida încearcă să vândă manuscrisul Universității din Yale. Din păcate, tranzacția nu va avea loc din cauza unor probleme juridice. Apare un nou cumpărător câteva luni mai târziu, un comerciant de artă care ar fi gata să pună pe masă 3 milioane de dolari. Va avea însă o foarte, foarte proastă idee aceea de a depozita manuscrisul într-un congelator, în speranța că frigul va stopa deteriorarea papirusului. Ba mai mult, din cauza unor probleme financiare, nu-și poate angajamentul și este obligat să restituie manuscrisul Fridei Jacobs. Epopea se încheie în Elveția. Frida vin de manuscrisul unei fundații care este gata să se ocupe de restaurarea acestuia. Fundația Maecenas se angajează să-l traducă, să-l protejeze și să-l pună la dispoziția tuturor cercetătorilor din lume. Directorul Fundației, Mario Roberti, încheie un acord cu Societatea National Geographic pentru a-l ajuta să financeze restaurarea care va dura 5 ani. Codexul este un document care aparține tuturor. Nu dorim să intre în mâinile vreunui grup religios, spune Roberti care adaugă că, fără îndoială, în arhivele Vaticanului există urme ale acestei evanghelii apocrife, însă sunt păstrate sub tăcere. Cum spuneam, e nevoie de cinci ani pentru a reconstitui documentul, fărmițat de proasta depozitare și pentru a-l traduce din limba coptă. Documentul poartă numele Codex Jacos, după numele celei care s-au ocupat de restaurarea lui. Profesorul Robert Casser, cel care s-a ocupat de traducerea textului, e primul care a descifrat pe pagina de gardă Evanghelia lui Iuda. Ne imaginăm emoția care trebuie să-l fi cuprins. Starea manuscrisului este însă deplorabilă. Acesta e rupt în trei bucăți care se sfărâmă la rândul lor ca un confeti. E atât de friabil încât nici nu poate fi atins. Va trebui reconstituit, pagină cu pagină, fiecare pagină fiind apoi plasată individual între două plăci de sticlă. O adevărată competiție se declanșează între echipele de cercetători de pe planetă care dispun de fotografii pentru a descifra codexul. Rodolf Caser și echipa lui este cel care va publica, în 6 aprilie 2006, traducerea integrală. Lumea întreagă va descoperi astfel conținutul prețiosului manuscris.

cele mai vechi mențiuni ale Evangheliei lui Iuda consideră că este vorba despre un text blasfemator, căci îl prezintă pe Isus, dar și pe Iuda, cu totul altfel decât suntem obișnuiți în cele patru Evanghelii recunoscute. Cartea este deja citată în anul 80 de către Sfântul Irineu, unul dintre primii teologii bisericii născânde. Acest text este considerat în primul secol drept o erezie. Conform acestei evanghelii, doar Iuda îl înțelege pe Isus și îi este atât de apropiat încât Mântuitorul îl alege pentru a-l trăda. Există un pasaj în Evanghelia lui Iuda în care Isus îl desemnează clar pe Iuda ca fiind deasupra celorlalți. Tu îi vei depăși pe ceilalți, căci vei sacrifica omul care îmi servește de veșmânt. Steaua ta a strălucit deja, trădarea lui Iuda este descrisă ca o ascensiune. Iuda ridică ochii și văzu un nor luminos în care intră. Misiunea lui Iuda era aceea de a permite distrugerea învelișului trupesc al lui Isus. Avem așadar aici una dintre evangheliile gnosnice din primele secole după Isus și pe care nouă azi ne este foarte greu să le înțelegem. Cele mai multe dintre aceste scrieri Încearcă să se elibereze de dogme și dezvoltă teorii care trebuie să rămână secrete. Conform acestora, creștinii ar trebui mai întâi inițiați pentru a putea pătrunde misterul și misiunea lui Isus Hristos. Iată câteva fragmente din această Evanghelie. Isus le spuse celor Doi, acela dintre voi care este puternic între oameni, să-i se alăture omului perfect și să vină să stea în fața mea. Atunci au spus toți: Suntem puternici. Însă, spiritul lor nu și-a asumat riscul să vină să stea în fața lui Isus, cu excepția lui Iuda Iscariotul. A fost în stare să se țină drept în fața lui, dar nu l-a putut privi în ochi, ci din potrivă și-a întors fața. Iuda îi spune: Știu cine ești și din ce loc ai venit. Ai ieșit din Leon Barbelo, nemuritorul, adică cel ce te-a trimis. Cel al cărui nume nu sunt vrednic să-l pronunț. Atunci, Isus, știind că se gândea la altceva mai înalt, îi spune: Îndepărtează-te de ei și îți voi spune misterele împărăției. Se poate că te vei duce, dar vei suferi îndelung, căci un altul îți va lua locul pentru ca cei 12 discipoli să fie din nou în număr complet cu Dumnezeul lor. Textul pare greu de interpretat teologii care l-au studiat, cred că secvența ne arată această discuție din care rezultă că, dintre toți apostolii, Iuda e singurul care pare să înțeleagă ceva și Isus este gata să-l inițieze în tainele împărăției. O largă dezbatere a avut loc între teologi și în ceea ce privește expresia acela dintre voi care e în stare să stea drept în fața mea. Este o temă gnostică, dar, înainte de asta, o temă greacă. Oestos, cel care e capabil să se țină în picioare drept, postura omului și a intelectului, postura spirituală a celui care este capabil să asculte misterele și înțelepciunea divină. Evanghelia descrie în ultima parte aceleași scene ca și Evangheliile canonice, cu Iuda care primește plata trădării iar salvarea lui, așa cum spune Isus în fragmentul pe care l-am citat, este imposibilă, căci Iuda va fi incapabil să intre în norul care îi se arată la final. Alți cercetători și alți coptologi din lume care au avut acces la manuscris au lucrat la propria traducere și propun alte variante. Există o polemică asupra unui cuvânt pe care Isus îl folosește adresându-se lui Iuda și pe care îl putem traduce în două feluri, ca demon și ca spirit. Prima versiune publicată a reținut traducerea spirit și este ceea ce a declanșat o adevărată polemică, pentru că alți traducători susțin că trebuie să folosim cuvântul demon. Isus l-ar fi desemnat așadar pe Iuda nu ca pe un spirit, ci ca pe un demon. O altă polemică privește relația dintre Isus și Iuda. Cum spuneam, această Evanghelie ne propune o abordare nouă, cu totul diferită de cele patru Evanghelii recunoscute de Biserică: și anume, Isus este cel care îl alege pe Iuda ca să-l trădeze. Manuscrisul, care nu face decât 26 de pagini, relatează un moment în care Isus îi se adresează lui Iuda și spune că este cel mai mare dintre toți discipolii săi. Prin urmare, îl alege pe el pentru această misiune extrem de specială, care să-l ajute să-și piardă velișul corporal pământesc pentru a se revela în sfârșit ca fiul al lui Dumnezeu. Cum spuneam, Iuda pare singurul să înțeleagă lucruri care rămân ascunse celorlalți apostoli. Evanghelia sa ne spune că are o viziune, o casă undeva sus pe înălțimi. Este o tematică pe care o găsim în scrierile evreiești ratașate iudaismului mistic, respectiv Casa Cerească, replica templului pierdut din Ierusalim. Textul Evangheliei are influențe platoniciene tardive, dar și, cum spuneam, de iudaism mistic. Iuda pare să știe că Isus vine dintr-o altă dimensiune, atunci când spune Leon de Barbelo. Leon poate fi tradus ca lume cerească, iar barbelo e un nume frecvent în mediul mistic al gnozei primelor secole. Rădăcina cuvântului, barba și lo, înseamnă Dumnezeu în patru, tetragama divină, numele lui Dumnezeu, care are patru litere și care, în gnoză, înseamnă cunoașterea completă mai complexă decât învățăturile clasice în care lumea e creată de Dumnezeu așa cum o vedem azi, Evanghelia lui Iuda arată o altă învățătură, cea pe care i-o dă Iisus despre organizarea cerurilor și numele îngerilor în jurul tronului divin care le guvernează. Irineu, care vorbește despre această evanghelie, spune că Iuda avea o poziție particulară, specială, el trebuia să împlinească misterul trădării. Este o lectură anticanonică față de imaginea pe care biserica ne-o dă despre Iuda. Irineul lasă de înțeles, așadar, că Iuda era deasupra celorlalți apostoli, dar poate vorbește și despre calea spre mântuire, pe care nu știm dacă Iuda a reușit să o ducă până la capăt, pentru că la final. El nu va reuși să intre în norul celest care îi se arată. Dacă doriți să vă informați direct despre textele gnostice, există o excelentă revistă în limba franceză, Apocrypha, pe care o găsiți pe internet. Dacă acest episod v-a plăcut, puteți să-l partajați, să le vorbiți prietenilor voștri și să vă abonați cu un simplu clic pe clopoțel. Nu vă costă nimic și veți fi avertizați când un nou episod va fi publicat. Un clic pe degețelul albastru mi arată că ceea ce v-am povestit vi s-a părut interesant și asta e întotdeauna încurajator. Dacă doriți să dezvolt anumite subiecte, puteți să-mi scrieți în comentarii.